Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Veste de Crăciun. Scenariu radiofonic de Silvia Cherim, după Charles Dickens. Mr. Cratchit! Da? Mr. Cratchit, închide fereastra! Imediat! Imediat, sir. Ia spune-mi, câte scrisori ai copiat azi, Mr. Cratchit? Păi... După câte văd, abia te miști. Păi doar două, sir. Acum am început-o pe a treia, cu bezna asta. Cârtești împotriva naturii? Nu. No. Sigur că e bezna, doar suntem în toiul iernii, ce naiba. Da, da. Suntem la Londra, oraș vestit pentru ceața lui. Sim. Și e 24 decembrie. Nu câte sări, ziceam numai că e bezna. Aici în odaie. Și apoi drept să vă spun, eu cam înghețat mâinile. Ei, nu zău, băiețași. Puftim la el, te pomenești că ai vrea să te țin în puf cu focul duduind în cămin cu zeci de numărări aprinse și cu un salariu gras. Nu. Bravo, bravo, halal mentalitate. Nu așa. Nu așa se face avere, băiete. Sigur că da. Nu ați verlin cu banii pe fereastră. Da, da. Trebuie să fii cumpătat în viață ca să ajungi departe. Aveți dreptate. Uită-te la mine. Cine n-a auzit în Londra de Scrooge și Marley? Da. Adică de mine, cel mai cunoscut cămătar din Soho. Scrooge și Marley. Păi domnul Marley a murit, sărmanul. A murit! A murit! Sigur că a murit! A murit acum exact 7 ani. Da. De 24 decembrie seara. Noroc că s-a întâmplat așa, că dacă mai trăia, cum era el mână spartă, ajungeam cu afacerile în sapă de lemn. Ca să nu mai vorbesc de grădina zoologică pe care aș fi avut-o în custodie. Auzi la el! Aduna toate javrele, chioare și chioape bolnave și le aduce aici, în birou. După aia pierdeau o groază de vreme ca să le găsească stăpâni. Auzi, stăpâni! Stăpâni cu inima bună. Da, după câte știu, pe Topsy, tot domnul Marley l-a găsit. Pe tot el, cine altul? L-a găsit înainte de Crăciun, mort de foame și de frig. Da, seara. Și l-a adus aici, aici, la birou. Ci că să ne păzească de hoți. Da. Numai că Marley s-a curățat după un an, așa că eu l-am poftit pe ușa afară pe javra aia de Topsy. Uite că... Uite că tot n-a plecat afurisitul. Păi s-a învățat cu noi și apoi trebuie să vă spun, îi mai dau și-o din când în când de mâncare. Din ce? Din scomergile alea pe care le ronță-i pe furiș? Mă mir că n-ați murit de foame amândoi. Ascultă, Mr. Cratchit, da. Văd că mă ții de vorbă. Pierdem timp și bani. Clienți, ioc. Păi azi e ajunul Crăciunului, sir. Lumea se pregătește de sărbătoare. N-ați băgat de seamă? Ia-uziți, sir! Ia-uziți! Colindătorii sunt pe aproape! Prostii! Ce colindători? Niște zăpăciți! Și ce mare scofală mai e și Crăciunul ăsta! Prilej de zăpăceală! Prostii! Prostii! Știi ce, Mr. Cratchit?
Fă bine și adu niște cărbuni din beci și apoi n-ai decât să faci ce vrei. Da, da. Nu ți-e gândul la treabă, văd eu. Te plătesc degeaba. Te pomenești că ai sindrofie acasă, nu? Nu cine știe ce, săr, dar oricum, cu toată sărăcia noastră, sărbăm și noi nașterea micului Iisus. Copiii mei abia așteaptă să vină Moș Crăciun. Așa că mă duc după cărbun, săr, mă duc după cărbun. Iar și-a vrea de topsi, iar și-a vrea de... Căci, la cine a luat rătopsii? Iubiată femeie! Da, și ce vrea? Domnule Scurcuș, vă rog, nu mă goniți! Lăsați-mă să mă încălzesc puțin! S-a lăsat o ceață rasă, s-a făcut un frig. Priviți, copilașul meu a degerat de tot, domnule Scurcuș. Și aici e frig? Da. Și aici e frig? Noi facem economie la cărbun, nu huzurim ca alții. Așa că ai nimerit-o prost. Fetițo, cu copilaș cu tot. Atunci, săr, v-aș ruga, poate-mi dați câțiva bani să cumpăr niște cărbuni? Să știi că nu vezi un ban de la mine. Eu nu încurajez trândăvia. N-ai decât să muncești și să nu faci copii. Uite, eu nu m-am căsătorit, n-am făcut copii și sunt mult mai fericit. N-am decât grija mea și asta, să știi că mi-ajunge. Așa că, hai, gata! La revedere și n-am cuvinte! Hai! Dacă n-ai aflat, atunci află de la mine, domnișoară, că în Londra sunt și azile și orfelinate plătite de stat! Sine la mine să se iesească. Am adus cărbunii, săr! Foarte bine, foarte bine! Ce părere ai, Mr. Crăcit? I-am zis vreo două să mă pomenească. Vai de ea, sărmana, săr. Mister Crăcit, da? Tot ai plecat? Păi... Hai, du-te, că te așteaptă acasă cu o gâscă bine rumenită la cuptor. Aici, oprește aici! Da, mersi, ne poftim ține pentru mine, da? Mulțumesc! Ia și cumpără copiilor ceva de Crăciun! Vă mulțumesc, sărbători! Vai de mine și de mine! Asta mai lipsea! A venit nepotul dumneavoastră! Da, nepotul, nu Caragiosul ăla! Uite, e încărcat de pachete, de cadouri, ba, chiar și cu un brăduț! Bă, ce frumos! Bună seara, unchiule! Bună seara! La mulți ani, Crăciun fericit! Bună seara! Bună, unchiule! Bună seara, domnule Crăciun! Bună seara! Bună seara! La mulți ani, Crăciun fericit! Și dumneavoastră și acasă, familie dumneavoastră, multă sănătate! Sărbători fericite, săr, și cele mai bune urări acasă, doamne și copilă, îmi pare bine ce vă vezi. Crăciun fericit în sus, Crăciun fericit în jos. Ce unghiile? Ce, Crăciun fericit toată ziua, ce mai dobitoci? Ce e Crăciun? Crăciun unghiile! Voi chiar credeți în povești de adormit copiii? Păi bineînțeles. Da, ascultă, nepoate, bărbat serios ești tu. Bineînțeles. Ai nevastă, trei copii, răspunderi, nu glumă. Și văd că ai aruncat o groază de golovan pe cadouri, adică pe prostii. Dar nu i-am aruncat, unchiule, dimpotrivă. Cea mai mare bucurie este să dai. Să dai, unchiule, nu să primești. De-abia aștept să văd mutrițele copiilor mei când vor descoperi cadouri. Le sunt pom. Iată, uite, ia-te, asta-ți place? Nu, s-a auzat, ia-te. Ia uite ce le-am cumpărat, tot felul de jucării și dulciuri, de toate. Ia uite, hai nu mai fi bătut, hai nu mai fi îmbufnat, haide că nici pe dumneata nu te-am uitat. Ți-am adus niște ceai de Ceylon. Stai puțin, ia de uite, nici pe domnul Cricet nu l-am uitat. Chiar așa? Dar bineînțeles. Poftim, domnule Crăcit. Uite, ți-am adus și dumitale o pereche de ciorapi de lână. De mine. Însă foarte groși, știi? Ca să reziști înghețăria asta de la unchiul. Vă mulțumesc, Dumnezeu, să vă binecuvinteze. Mare bucurie mi-ați făcut, domnule. Stai, culmea, v-ați apucat să complotați amândoi împotriva mea? Știi ce, Mr. Crăcit? Ia-ți moata, dar chiar acum tălpoșița. Ai trândămit toată ziua, mi te-ai fandosit că ți-e frig și acum vine neisprăvitul ăsta și-ți dă nas. Hai, gata, du-te învârtindu-te și serbează
astăzi Crăciunul până nu mai poți. Hai, 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 pleacă! Dar poimâine, poimâine să fie aici de cum se luminează. S-a înțeles? Am înțeles, sir. Așa, am înțeles, sărbători fericite. Și dumneavoastră vă urez un Crăciun fericit, domnule. Dumnezeu să vă binecuvinteze împreună cu întreaga voastră. Vă mulțumesc, Crăciun fericit. Unchiule, unchiule. Iar la tăja vrea de topsi. Oficinele? Iar vine cineva? Parcă aici e balauc, nu altceva. Bună seara! Bună seara! Și Crăciun fericit! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Poftiți, intrați! Cum ai fișe ăștia? Păi vorbește cu ei, unchiule. Ce doriți? Sunteți firma Scrooge and Marley, nu-i așa? Băi, așa. Sunteți domnul Scrooge sau domnul Marley? Sunt domnul Scrooge. Domnul Marley, asociatul meu, cămătar și el, așa? A murit acum exact 7 ani. Oh. Adică în noaptea de 24 decembrie. Vai, ne pare rău. Dar n-am știut. Condoleanțe. Da, mulțumim. Ce doriți, că tot n-am aflat? Am venit să vă rugăm să contribuiți la colecta noastră. Colectă? Da. Ce colectă? Eu fac o listă pentru ajutorarea bătrânilor nevoiași. Iar eu tot o colectă pentru copii orfani. Da. Și v-ați găsit să veniți la mine, nu? Păi... Cu ce ocazie, mă rog? Păi cum cu ce ocazie? Cu ocazia Crăciunului, păi, domnule. Sigur, ocazia Crăciunului, sigur. La drept vorbind, am ajuns cam târziu la dumneavoastră, dar am tot colindat prin tot cartierul ca să adunăm cât mai multe contribuții. Da, da. Din fericire, am obținut câte ceva. Bravo, bravo. Pe dumneavoastră v-am lăsat la urmă. Da, 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 da. Dumneavoastră încheiați lista. Ba nu închei deloc. Pe mine vă rog să mă scutiți de poveștile astea. Hai, unchiule, unchiule dragă, dar cum poți vorbi așa? Poveștile astea, cum le spui dumneata, sunt poveștile Crăciunului. Toată lumea este în sărbătoare. O fi. Toată lumea se... O fi, dar eu știu foarte bine că în orașul ăsta există o droaie de azile și de orfelinate. Vai, domnule. Da, da, că doar de-aia plătesc o mulțime de taxe. Unchiule. Bătrânii și orfanii au acolo tot ce le trebuie, așa că... Nu văd ce rost mai au și colectele astea. Doar așa, doar așa, de paradă. Unchiule dragă. Hai, hai că pierdem timpul. Nu vă dau nimic. S-a înțeles? Am înțeles, domnule. Bine, am înțeles, domnule. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Crăciun fericit. Of, unchiule, unchiule, eu nu pricep de ce te porți așa. În definitiv, totuși, este Crăciunul, este... Bă, nu mai pot eu de Crăciunul vostru și de sărbători fericite în sus, sărbători fericite în jos. Mai bine, știi ce? Mai bine te duci acasă să-ți vezi de familie și de Moș Crăciun. Bine, unchiule, bine, mă duc. Rămâi cu bine. Și cu colindătorii. Și oh, ce beznă. Pe vremea lui Marley, la ora asta aveam încă o mulțime de clienți. Marley aprindea 10 de lumânări și se dădea mare. Adică el era patronul și eu un fel de subaltern. Dumnezeule, ce-l văd ochii? Marley! Iar el. Bună seara, Scrooge. Bună
seara Marley. S-ar cuveni să te întreb ce mai faci. Și s-ar mai cuveni să-ți urez sărbători fericite. Doamne, 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 și tu ai fix ăsta. Eu credeam că voi acolo... Scuze-mă, dar tu ești o fantomă, nu-i așa? O fantomă adevărată, că doar ai murit acum exact 7 ani. Da, da. Sunt una din acele fantome care stau cu minți pe cât un nor și se întorc pe pământ doar o dată la 7 ani. Te deranjezi? Nu, 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 Doamne ferește, ia luptă, ia loc. Mulțumesc. Văd că scaunul meu a rămas tot aici. Ce bine să-ți odihnești oasele, mai ales când trăști după tine pietroaie legate de lanțuri. Vai, vai, sărăcuțul de tine, sărăcuțul de... De ce-o fi târând pietroaiele astea după el? Hai, hai, odihnește-te. La drept vorbind, eu nu prea știu cum să mă port cu tine. Ești prima fantomă din viața mea. Și sper că și ultima. Nu. Aici te înșeli. Nu sunt ultima fantomă din viața ta. Șirul abia începe. Aoleu. Adevărul e că aș fi vrut să am mai mult timp ca să putem sta la taclale, să-mi fer ce-ai de ceilon, ca pe vremuri când ziceai că-i bun, ieftin, ține stomacul plin și te scutește de aprinsul focului, dacă e fierbinte, bineînțeles. Ei, tu chiar vrei un ceai? Am ceai de ceilon, mi-a adus nepotul meu cadou de Moș Crăciun. Ei, n-ar fi rău dacă mi-ai da un pic. Da, mă duc acum să-l fac. Numai că explică-mi și mie, că eu nu mai pricep nimic, că ești fantomă, știu, doar te-am îngropat chiar eu. Te-am îngropat chiar eu a doua zi de Crăciun. De stat pe scaun văd că stai normal. Dar ceaiul nu s-ar împrăștia pe jos? De vreme ce nu mai ai stomac? Nu știu. Chestia cu ceaiul n-am experimentat-o încă. Abia am început prima mea călătorie pe pământ în calitate de fantomă și uite că trebuie să plec curând. Ceasurile mele la Londra sunt numărate. Știi? Sunt în misiune. Aoleu, aoleu, ai venit să mă omori? Ai venit să mă... Marley, Marley, înnebunesc, înnebunesc. Ce vrei de la mine? Nimic, rău, bătrâne Scrooge. Am venit pur și simplu să te vestesc că vei avea o vizită. O vizită? În seara asta va veni la tine cineva. Marley, știi bine că nu-mi plac vizitele, sărbătorile, că nu pot să sufăr copiii, bătrânii și animalele. Apropo, îți mulțumesc pentru Topsy. Ce-ți veni cu Topsy? Și pentru ce să-mi mulțumesc, că nu i-am făcut nimic lui Topsy? Păi exact pentru asta îți mulțumesc. Pentru că nu l-ai dat afară.
afară din curte și că nu l-ai otrăvit. De ce să-l fiu otrăvit? Are un claxon numai bun să anunțe musafirii nepoftiți. Iar otrava costă bani. Acum îmi dau seama că nu l-am auzit când ai venit. N-a lătrat deloc. Te pomenești că afurisitul de Topsy are mirosul adaptat și pentru fantome. A dracului jafră. Câinii își iubesc stăpânii chiar și dincolo de moarte. Parcă tu n-ai auzit de povestea cu câinele soldatului. Uite că Topsy n-a uitat că l-am adunat dintr-un șanț, că l-am hrănit și că l-aduceam în casă ori de câte ori se lăsa gerul. Doamne, cât ne-am mai certat noi doi pentru bietul cățel, de parcă toată hărăbaia asta de casă, urâtă, pustie și umedă, n-ar fi fost loc și pentru el. Chiar așa, bătrâne Scrooge, nu ți-o fi urât în găsoiul ăsta? Cum? Cum să fi urât? Ce sună ciudat! Mai are și clopotul ăsta. Doamne, cum trece timpul, am și uitat de ceas. Și ce mi-ar mai fi plăcut să pot dormi măcar o noapte în patul meu de dinioară. Să mă întind cât sunt de lung și să scap măcar pentru câteva minute de lanțul ăsta și mai ales de pietroaie. Da, chiar așa. Spune-mi, bineînțeles dacă ai voie, ce-i cu pietroaiele astea? Și de ce le car după tine? Zii ce-i cu pietrele alea, că nu pricep. O să pricep, Scrooge. O să pricep ce-i cu pietrele astea când ți-o veni și ție rândul. Mă tem că tu o să ai parte de un colier mult mai arătos ca asta al meu și mult mai greu. Marley, Marley, nu mă mai fierbe atâta. Zii ce-i cu bolovanii ăștia. Scrooge, bătrâne, astea sunt pietrele remușcări. Ai sunt mai trei, pentru că din multele păcate pe care le-am săvârșit în viața mea, trei sunt cele mai grave. De ele trebuie să-mi amintesc într-una ca de niște poveri uriași. Adinsul, iată-ți prezint primul pietroi, adică prima întâmplare remușcare. Doamne, Doamne, ce lumină ciudată și ce ceață! Pereții se dau alături, Marley! Cine-i bătrânica asta? Tare-i bolnavă, sărăcuța. Parcă ar fi pe patul morții. Și ce caută ea aici, alături de noi? Nu, nu e alături de noi. Adică e, dar într-un fel anume. Bătrânica asta e o vedenie. Mama mea. Și tânărul de lângă ea? Cine e tânărul de lângă ea, Marley? Nu cumva ești tu? Eu sunt. Eu și tinerețea mea. Era pe moarte sărmana bătrânică. M-a rugat la spital. Știa ea
Văd că dai amarnic din cap. Dar de ce n-ai vrut să rămâi cu ea, Marley? Doar era mama ta. De ticălos ce-am fost. Eram la începutul carierei mele de cămătar. Tocmai aveam o întâlnire de afaceri importantă. Așa că am lăsat-o singură. M-am dus după cai verzi pe pereți. La întoarcere am găsit-o moartă. Asta ar fi, adică este povestea primului Pietroi. Nu pot să uit întâmplarea asta. O trăsc într-una după mine. Și aproape mă bucur că mă chinui atât. Iată, uite, iar ai apărut cum erai în tinerețe. Ce ciudată baza cu conii mai și chestia asta cu vedeniile. N-aș fi crezut. Nici nu mă ia cu frig, nici nu mă doare capul. Da, ăla zbârlit și cu haine ponosite care s-a aruncat la picioarele tale. Cine e Marley? E cel mai bun prieten al meu. La început a dus-o bine cu afacerile. Avea o fabrică de cherestea sau cam așa ceva. Apoi fără niciun motiv a dat faliment. În situația asta eu îl întâlneam pentru ultima oară. După cum vezi, eu tot nu și nu. Am refuzat să-i împrumut banii care l-ar fi salvat de la nenorocire. Asta încerșea el. Banii ca să scape de faliment. A doua zi când m-am răzgândit și m-am dus la el cu banii în dinți, l-am găsit spânzurat. Cam așa s-a rezumat istoria celui de-al doilea Pietroi. Și ăsta? Ăsta, Pietroiul ăsta cât o găleată. Ăsta ce poveste are Marley? Știi ce? Nu-ți mai înlesnesc nicio vedenie. Îmi face nespus de rău să-mi revăd copilul. Copilul de care nu am avut parte niciodată la trevorbind. Copilul? Tu ai un copil, Marley? Am. Adică am avut. Nu ți-am povestit niciodată despre el pentru că m-am purtat ca un nemernic. Asta e. Adică? Într-o zi m-am pomenit cu bietul copil. Cred că avea vreo 7 ani. Vin la mine cu un plic. Am început, n-am știut ce-i cu el. Mi-a dat scrisoarea fără să mă privească și fără să sufle o vorbă. Ce scrisoare? Am crezut că e de la Mary, mama copilului. Nu. Era scrisă de Lady Page, care mă vestea că Mary s-a îmbolnăvit de plămâni și că ar dori să vin să o văd. Așa ca să-mi cunosc copilul. Nu m-am dus. Mi s-a părut că toată povestea asta nu mă privește pe mine. Așa că l-am dat pe ușa afară. Copilul era un băiețel de toată frumusețea. A plecat fără să scoată o vorbă. Nu l-am mai văzut niciodată, nici pe Mary, nici pe băiețelul meu. Oare ce s-o fi ales de ei? Voi cei vii, ce dar minunat
viața unică, irepetabilă. Nu v-ați mai bate joc de ea în fiecare clipă. Ascultă, Marley, tu știi că eu, așa nemort cum sunt, am și eu viziuni? La tine viziunile astea se cheamă pur și simplu amintiri. Dacă-s dureroase după moartea ta, se vor preface cu siguranță în pietroaie. O să le tărăști o veșnicie după tine. Uite așa ca mine. Păi, nu prea mi-ar conveni, drept să spun. Nu se poate face ceva ca să scap de pietrele astea? Știi că am ceva bani. Nu m-aș dogmi. Imposibil. Cum, nici dacă dau bani serioși? Ai pune și tu o vorbă bună pe lângă fantoma aia care vine încoace. Dar tu n-auzi? Imposibil. Înseamnă că m-am pricopsit rău de tot. Vai, de mine și de mine. Ascultă, Scrooge, nu te mai vei cări atât. De fapt, tu ai avut noroc. Eu? Da, da. Ca orice cămătar zgârcit ai avut noroc la bani. Ce e drept, alte noroace n-ai avut. N-ai avut parte de familie, că n-ai vrut să te însori cu fata aia săracă. Biata de ea, te iubea atât de mult. Ai vrut una cu bani, dar de? Aia cu bani nu te-a vrut ea pe tine. Așa că ai rămas și fără copii. De călătorit n-ai călătorit, decât în cartier, că ți-era milă de banii de drum. Călătorii, altă prostie, bani aruncați pe geam, pe geamul trenului. Să mănânci prin restaurante, să bei, să te hlizești pe la teatre. A, nu, 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 asta nu e de mine, astea-s aiurel, Marley, aiurel. E bine, aiurelele astea înseamnă bucuria de a trăi. Care bucurie de a trăi? Eu, afară de muncă... Adică de adunat bani și dobânzi. Că asta înseamnă munca unui cămătar, nu? Să adun bani pe spinarea unor amărâți care își cer bani împrumut. Asta era bucuria ta. Să le iei dobânzi cât mai mari și să-ți zorne cât mai mulți gorogani în sertare. Mă rog... Mă rog, așa vezi tu lucrurile. Știi bine că, pardon de expresie, cât erai în viață, nu prea ne potriveam la concepții. Da, am luat-o razna cu discuția. Chiar așa. Tot vorbim vrute și nevrute, uitam să-ți dau vestea cea bună. Ce veste? Adică, de fapt, ți-am dat. Copii adevărat sau copii fantomă? Oricum, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Află că ăsta era și cântecul meu favorit. Când eram mic, mai ales după ce a murit mama, știi că mama mea a murit când aveam vreo 7 ani, dar mai ales după ce a murit mama, de câte ori auzeam cântecul ăsta, nu știu de ce, îmi venea să plâng. Uite, și acum, nu știu de ce îmi vine să plâng. Scrooge,
Am venit ca să-ți vestesc o vizită. O vizită care înseamnă că mai poți avea o speranță. Ce fel de vizită? Ce fel de speranță? Speranța că ai putea scăpa de pietroaiele pe care ar urma să le car după tine în lumea cealaltă. Că te mai poți îndrepta. Chiar și acum, în ceasul al 11-lea. Doamne, Marley, Marley, ce tot vorbești? Da, în noaptea aceasta, în clipa în care Big Ben-ul va bate ora 12 și când eu voi fi departe de aici, tare departe, Scrooge, vei fi vizitat de Duhul Crăciunului. Ei, acum trebuie să plec, Scrooge. Timpul meu a trecut. Rămâi cu bine și nu uita. O veșnicie de regrete nu poate repara o viață trăită în zadar. Dumnezeule, Dumnezeule, ce liniște! Nici Topsy nu se mai aude și nici colindătorii. Ce liniște! Oare noi fi ajuns pe lumea ilaltă? Ori te pomenești că liniștea asta e semnul? Te pomenești că trebuie să vină fantoma? Bine ai venit, Duh al Crăciunului. Văd că știi cine sunt. Înseamnă că prietenul dumitale, fantoma numărul 4.898.454, numită Jacob Marley, și-a îndeplinit cu bine misiunea. Da, bietul Marley m-a vestit la timp. Deci, prezentările fiind de prisos, n-am voie să-ți pun mâna pe inimă. Pe inimă, dar eu nu sunt bolnav. Nu, n-am nici palpitații. Știu că de obicei nu ai palpitații. Așa cum au oamenii care se emoționează ușor. Tocmai asta e boala dumitale, domnule Scrooge. Că n-ai palpitații. Nici emoții, nici sentimente. Ai inima de gheață. Asta e. Ca să putem vorbi, trebuie să-ți utopesc. Hai, lasă-mă să-ți pun mâna pe inimă. Mă rog, dar nu doare? O, nu, deloc. Atunci, te las. Poftim, topește-mi inima. Ce bine! Parcă aș sta la soare. Chiar s-o fi topit gheața aia? Că prea mă simt bine. M-am și încălzit de parcă aș sta pe plajă în toiul verii. Mă bucur că te-am făcut să te simți mai bine, domnule Scrooge. Numai că asta nu-i destul. Doar cu atât nu ți-am însănătoșit inima. Aoleo, doar cumva trebuie să fac vreo injecție. Nu, eu nu fac injecții. În schimb, pot să-ți fac câteva daruri. Primul dar ar fi să-ți aduc înapoi copilăria uitată. Ia te uită! Ce priveliște!
E și asta o vedenie, duh al Crăciunului, nu? Să zicem că e o amintire. De fapt, e chiar o amintire din copilăria ta. Băiatul ăsta, tu-n schilun și uniformă strântă de internat, ești chiar tu? Eu? Da, da, sigur că sunt chiar eu. Eu în clasa întâi la internat. Ia te uite, extraordinar. Păi, asta e cea mai frumoasă amintire din copilăria mea. Știu, știu. Mama ta vitregă refuzase să te ia acasă de Crăciun. Așa că, nevoie de nevoie, ai sărbătorit nașterea micului Iisus în internat. Iar Moș Crăciun, ții minte, ți-a adus prima carte de povești chiar acolo în clasă. Da, 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 da. Era, da, era, era... Alibaba, Alibaba și cei 40 de hoți. Alibaba, extraordinar. Ce fericit sunt să-l revăd. Îmi amintesc că în gând îmi compusesem și un cântecel pe care îl cântam seara la culcare. Alibaba, Alibaba, ești o mare puș la mas, tu îi păcălești pe toți cu cei 40 de hoți. Țin minte că de Crăciunul acela primise în cadou și un cozonăcel făcut de doamna directoare de la internat. Și un brad. Un brad mic dat cu parafină. Da, doamne, da. Iar îmi vine să plec. Duhule, Duhule, ce idee să-mi amintești de prima mea carte de povești. De Alibaba și de primul Crăciun fără mama. De primul Crăciun petrecut de mine la internat. Da, pe vecinul vostru, domnul Fitzwig, îl mai ții minte? Pe dragul de Tom Fitzwig, l-ai uitat? Fitzwig, Fitzwig... Domnul Fitzwig, dar cum aș putea să-l uit? Era vecinul nostru, un biet profesor uscățiv, purta peruc, nu voia să-și arate chelia. Avea o nevastă rotofeie, tare cum se cade, și o casă plină cu copii. Erau sărași lipiți pământului, dar sărbătoreau Crăciunul mai ceva ca regina Angliei. Mă rog, vreau să spun cu voioșie, cu bucurie, cu râsete, cu bunătăți, cu bunătăți. Bunătăți nu prea aveau pe masă, dar ei visau mereu la o gâscă pe varză la cuptor. Dar nu mâncau decât cartofi copți. Uite și totuși cu o nimica toată, cu o bomboană, cu o beteală, cu o păpușă de cârpă și cu câteva lumânări colorate înfipte în turtă dulce, te făceau să simți că a sosit Crăciunul. Cadă peruca din cap de atâta zgâțuială. Hai să mai continuăm cu dansul ăsta. Hai să mai și mâncăm câte ceva. Abia aștept să gust din cozonacul cu mac. Acuș, acuș, doamnă Fisic, acuș ne oprim, că și mie mi-o foame. Eu aș mânca un curcan întreg. Ca să terminăm dansul, că așa-i frumos. Mamă, tată, când vine Moș Crăciun? Și când mâncăm tort? Când vine, acuș vine, acuș vine Moș Crăciun, copii. Vine și pentru micuțul Ebenezer Scrooge, invitatul nostru special. Ia, ia poftim lângă mine, micuțule Scrooge. Hai, vino, puiule, hai. Duhule,
duhul extraordinar puștul ăsta pe care Mr. Fitzwig îl strânge la piept sunt chiar eu. Eu când eram mic. Ce vedenie, ce amintire, Doamne. Uite, ce iar înțeșnește apa din ochi. Țin minte că atunci de Crăciun domnul Fitzwig mi-a dăruit, cum ar veni din partea lui Moș Crăciun, un ursuleț de pluș. Primul ursuleț din viața mea. Îl botezasem Mickey. La drept vorbind, a fost și ultimul. După moartea mamei n-am primit niciodată niciun dar de la ei mei. Duhule Sfânt, ce mi-ai făcut? Gheața din jurul inimii s-a topit de tot. Și uite, acum îmi iese toată apa prin ochi. Doamne, Doamne, ce fericit am fost în clipele acele. Vezi, vezi, bătrâne Scrooge, cât de puțin îi trebuie unui om ca să fie fericit? Cât de simplu e să-i bucuri pe cei din jurul tău doar un mic efort. Numai că tu n-ai vrut niciodată să faci acest mic efort. Ce? Dacă ai fi vrut, n-ai fi putut să o ajuți pe femeia aia tânără, amărâta aia care a venit azi după amiază, și pe bietul Pop Cratchit l-ai alungat acasă fără să-i dai niciun cadou de Crăciun. La ce ți-or fi trebuit banii ăia mulți pe care tot adun de-o viață? La ce? Știu și eu. Află că pe lumea ailaltă nu există nici pușculițe, nici case de bani și nici dobânzi. Bine, dar funcționarul meu are o leafă. Leafă? Ce leafă? Câți magologani acolo? Tu nu știi care nevastă și doi copii, dintre care unul, micuțul tine, e în cârje. Ba știu, știu, știu toate astea. Nu mă mai chinui, duhule. Am greșit, știu că am greșit. Doamne, Doamne, câte petroi o să car pe lumea înaltă. Avea dreptate, bietul Marley. Nu o să fie chiar așa de multe. Văd că inima ți s-a topit. Și mai văd că ți s-a schimbat privirea. Zău? Ei, nu te speria. E un semn bun, nu unul rău. Ți-a pierit ceața aia rece din priviri. Da, ceața pe care o așează pe ochii oamenilor indiferența, nepăsarea. Da, da, eu n-am fost totdeauna așa. Să știi, zău, duhule, crede-mă. Oh, știu. Știu că în tinerețe ai fost chiar un tip simpatic. Dar ai avut o copilărie tare nefericită. Știu și asta, știu. Viața te-a înrăit, așa cum se înrăiesc câinii înfometați, ținuți în lanț și bătuți pe nedrept. Dar oricum, prea te-ai asprit, sau așa, să n-ai tu milă de un copil mic în scutece, să-l lași în frig și fără lapte. Păi, cum aș putea să-l ajut? Acum e cam târziu. I-ai pierdut urma. Cine știe pe unde stă biata femeie? În schimb, l-ai putea ajuta pe amărâtul de Cratchit. Pe slujbașul meu? Numai decât. Ce să-i cumpăr? Cumpăr. Nu trebuie să-i cumpăr nimic. Oricum, la ora asta prăvăliile sunt închise. Mie, atunci, ce-aș putea să fac? Ai putea, pur și simplu, să te duci la ei. Tare s-ar mai bucura și el și toată familia lui să le treci pragul. Păi, nu m-au invitat. N-a îndrăznit, bietul Bob. Cum o să îndrăznească să te invite când îl umilești tot timpul? Chiar și azi, în seara de ajun, în seara nașterii Picului Iisus, când toată lumea trebuie să se veselească și să împartă bucurie, în seara când vine Moș Crăciun. Hai, Scrooge, du-te la el. Du-te! Da, da, da.
Zău, ia uite, zău, așa, ce bine mă imita aforisită de el. Nu vă dau nimic! Eu nu încurajez trântăvia! Nici o colectă! Plecat aici! Hâș, hâș, hâș! Hai, hâș! Hai, mai mică, mai mică! Gata! Gata, dragii mei, gata, ajunge. Ajunge, credeți-mă, ne-am distrat destul. Dacă mai continuăm așa, asta nu mai este o joacă. Devine o batjocură, înțelegeți? Da. Ori eu nu vreau să-mi bat joc de bietul bătrânel. Eu chiar îl iubesc. Duhule, duhule, iar simt că se topește gheața de tot. Îl iubești? Da, copii, da. Îl iubesc cu adevărat pe bietul bătrânel. Pe el a răit singurătatea, dragii mei. Și apoi purtarea lui urâtă, să știți că tot asupra lui se revarsă. Sărmanul bătrân, parcă-l văd. Acum stă la el acasă, acolo singur cuc, în vârful patului, fără pom, fără luminări, fără colinde. Singur. Fără nimeni. Păi de ce n-a venit la noi? Nu l-a invitat? Da, nu l-a invitat. Ba da, adică eu m-am dus la el anume ca să-l invit și să-l rog să-l ajute pe bietul Crăcit, să-i dea câteva lire cadou de Crăciun, ca să-l poată salva pe micuțul Tim. Îl știți că micuțul Tim, dar n-am apucat pentru că m-a cam dat afară. Duhule, nu știam că e așa de bolnavă la micul Crăcit, nu mi-a zis nimic despre bietul lui băiețel. Păi a văzut că n-are cu cine să vorbească. Până la sosirea lui Bob și amicului Tim, eu vă propun să bem. Da? Numai noi cei mari. O să bem în cinstea iubitului meu unchi. Te rog să tot punem și mie. Ei bine, Ebenezer Scrooge, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, unchiule! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Ascunde-te, voi copii! Crăciun fericit! Auzi! Auzi, duhule! Beau în sănătatea mea! Eu mă duc la ei! Mă lași? Hai, Scrooge, du-te! Du-te! Copii, bate cineva! Intră! Crăciun fericit, nepoate! Crăciun fericit tuturor! Unchiule! E unchiul Scrooge! Dragii, cum să vă mulțumesc? Ați umplut sufletul de bucurie! Sunt fericit! Sunt fericit! Asta e Bob Crăcit! Stați puțin! Oh, Pietru, uite, l-a adus și pe Topsy! Intrați în casă lui Crăcit! Oh, bună seara, Tim! Intră, Tim! Bună seara la toată lumea! Bună seara! Bună seara, domnule Scrooge! Bună seara, Bob! Bună seara, Bob Crăcit! Ce bine îmi pare că ai venit cu micuțul Tim să-l cunoști eu în sfârșit! Ai un băiețel minunat, Bob Crăcit. Uite, văd că Topsy se ține în scai după dumneata. Da, e ger afară, am zis că măcar în seara de Crăciun să stea cu noi bietul cățeluș. Hai, Topsy, hai sus, Topsy. Tim, da, tată. Salută-l pe domnul Scrooge. Bună seara, domnule Scrooge. Bună seara, Tim. Abia acum s-a adunat toată lumea, tocmai la țang, ca să-l întâmpinăm pe Moș Crăciun! Bine, Moș Crăciun! Da, da, unchiule! Spune-mi, crezi că micuțul Tim se va face bine? Aș da orice să-l ajut, măcar acum să-mi pot spăla păcatele. Desigur, unchiule, desigur. Dacă o să-l ajuți, micuțul Tim o să poată merge la spital, o să-i se vindece piciorul și nu o să mai aibă nevoie de cârje. O să-l ajut. O să-l ajut. Vine Moș Crăciun,
Bună seara, bună seara! Bine m-am găsit! În noaptea în care se naște micul Iisus, eu, Moș Crăciun, pornesc la drum. Intru pe horn, ori pe ușă, în case bogate, dar și în case sărace, și aduc copiilor cu minți, copii mari și copii mici, câte ceva în dar. Crăciun fericit! Crăciun fericit, Moș Crăciun. Și vă rog să mă iertați de întârziere, dar am așteptat să vă adunați cu toții. Crăciunul e sfânta sărbătoare a familiei, a prietenilor, a celor ce se iubesc, vor să se ajute între ei și să-și facă daruri, oricât de modeste. Crăciunul e sărbătoarea iubirii, Crăciunul e sărbătoarea nașterii micului Iisus. Moș Crăciun, Moș Crăciun, știu că nu merit niciun dar din partea ta, totuși, rogu-te, fă-mi unul, vindecă-l pe micuțul Tim, fă-l să scape de cârje. Micuțul Tim se va face bine. Crăciunul e sărbătoarea iubirii și iubirea alină suferințele. Crăciunul e sărbătoarea celor cu suflete calde, curate, albe ca zăpada. Crăciun fericit! Stea. M-auzi? Marley, îți mulțumesc pentru acest Crăciun. Ați ascultat Poveste de Crăciun, scenariu radiofonic de Silvia Cherim, după Charles Dickens. Distribuția a fost următoarea: Scrooge, Boris Petrov; Marley, Mitică Popescu; Duhul Crăciunului, Alexandrina Halic; Nepotul, Petre Lupu; Crecit, Candid Stoica. În alte roluri: Gheorghe Oprina, Monica Ghiuță, Teodor Daneti, Violeta Berbiuc, Elena Nica Dumitrescu, Gheorghe Pufulete și copiii, Oana Răsuceanu și Claudia Manciu. Asistența tehnică, Anca Staud și Nina Dinescu. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Pepino.